Vremurile de glorie ale lui Robert De Niro par să fie apus, însuși actorul s-a destăinuit într-un interviu că nu se mai vede protagonist în rolul principal. Asta nu înseamnă însă că va renunța la actorie. Timpul a trecut pentru mine, așa și-a început confesiunea marele actor Robert De Niro. La 70 de ani, el recunoaște că îi este foarte greu să mai primească roluri principale. Așa este viața, nu mai putem juca unele roluri. Interpretăm roluri de tată, de bunic sau străbunic și acestea pot fi scrise într-un mod amuzant, deci este bine. În ceea ce privește personajele din filme romantice, nici atât, a completat De Niro. Recent, actorul a jucat alături de alți veterani de la Hollywood, Morgan Freeman și Michael Douglas, în Burlaci întârziați. Filmul prezintă povestea unor prieteni în vârstă care vizitează orașul păcatelor. Robert De Niro este considerat unul dintre cei mai talentați și mai influenți cineaști din toate timpurile. El este dublu câștigător al premiului Oscar, odată pentru rolul din Nașul partea a doua și încă odată pentru Taurul Furios. Multe dintre rolurile sale memorabile au fost realizate în regia lui Martin Scorsese, alături de care are de gând să scrie și o carte.